Situația bizară dată de intrarea în forul legislativ prin redistribuirea câte trei parlamentari din același colegiu, caz în care doi dintre aceștia au obținut rezultate modeste în alegeri, a dat naștere multor comentarii. Cristian Stan, președintele interimar al PSD Târgoviște, arată că vinovați de producerea acestei anomalii sunt PDL și Curtea Constituțională. Țin să precizez foarte clar faptul că intrarea în Parlament a mai bine de 150 de parlamentari prin redistribuire este rezultatul activității sau rezultatul inițiativei Partidului Democrat Liberal și a deciziei Curții Constituționale. Așa cum cunoaștem, Camera Deputaților a adoptat în data de 22 mai proiectul privind sistemul de vot uninominal inițiat de Crin Antonescu și de Victor Ponta. Proiectul prevedea că vor fi aleși deputați și senatori numai cei care au câștigat colegiul în care au candidat, iar suplimentar în județele în care minoritățile aveau peste 7% reprezentare, acestea urmau să primească în plus un mandat de parlamentar. PDL a depus în data de 31 mai la Curtea Constituțională sesizarea privind legea uninominalului PUR, inițiată de Crin Antonescu și Victor Ponta, iar Curtea Constituțională a admis această obiecție de neconstituționalitate, astfel încât la acest moment Parlamentul României are peste 580 de parlamentari, astfel încât la acest moment peste 150 de parlamentari au reușit să ajungă în forul legislativ al țării, deși nu au fost doriți de către electorat. De altfel, la o analiză foarte, foarte simplă a rezultatului alegerilor, putem trage foarte simplu concluzia că probabil dacă legea uninominalului PUR ar fi rămas în vigoare, niciun parlamentar al ARD nu ar fi pătruns în Parlament. Niciun candidat al ARD nu ar fi pătruns în Parlament. Ăsta este adevărul. Parlamentarii ARD s-au ascuns în spatele Curții Constituționale, s-au ascuns în spatele unei direcționări politice a Curții Constituționale pentru a ajunge în Parlament. Cristian Stan a avut cuvinte tăioase și la adresa lui Florin Popescu, pe care l-a numit deputat de balcon. Chiar dacă Florin Popescu a intrat în Parlamentul României, acesta a intrat pe ușa din dos, a intrat la redistribuire, este un deputat de balcon, așa cum sunt denumiți acești deputați ARD care au intrat prin redistribuire. Niciunul din deputații ARD, din parlamentarii ARD la nivel național, nu au intrat în prima etapă de repartizare a mandatelor.